to the crib, like the block of pretty GZZ. Hyundai Tucson a fost cel mai vândut SUV la nivel european în anul 2022. Ce au făcut coreenii să merite un așa succes? Astăzi suntem cu noul Hyundai Tucson pe care l-am luat evident de la Țiriac Auto să aflăm. Ce aduce facelift-ul, merită să-l cumperi și ce s-a schimbat, vedem imediat. Deși forma părții frontale a rămas în mare parte similară, sunt destul de multe schimbări subtile. Acum nu mai avem 5 LED-uri de zi, avem 4, iar semnalizarea nu mai este ascunsă undeva sub LED-urile de zi, ci este integrată în cele principale. Farurile sunt acum LED în standard și dacă alegi versiunea de top așa cum avem noi aici, primești Matrix LED. Un Tucson facelift îl vei recunoaște și după noile jante, cu dimensiuni între 17 și 19 inch. Noi avem aici versiunea de top, automat avem jantele de 19 inch. Și de la Hyundai au patentat un sistem de camere 360 de grade foarte interesant. Pe lângă faptul că observi ce se întâmplă în jurul mașinii tale, o să vedem la interior cum atunci când semnalizezi, vei avea unghiul mort pe tabloul de bord digital. Versiunea de top vine și cu keyless entry, însă deși mașina te recunoaște și depliază oglinzile, partea de descuiere o vei face tu prin acest buton fizic. Abia apoi vei putea deschide ușa. La încuiere, ceva similar, doar că de data aceasta se pliază și oglinzile. Și dacă tot suntem la capitolul încuiere și descuiere, aici avem noua cheie a celor de la Hyundai. Mai poți să mai faci un lucru din cheie. Încui mașina, ți-ai apăsat pe butonul de hold și de la aceste două butoane de pe lateral, activezi sistemul Hyundai Smart Park Assist. Ce face Smart Park Assist? Mută mașina în față sau în spate dacă vrei să intri sau să ieși dintr-un loc de parcare. Această funcție este disponibilă doar la versiunile Full Hybrid și Plug-in Hybrid. Noi avem Plug-in Hybrid aici, iar dacă recunoaște un obstacol, mașina se va opri. Această versiune are un volum al rezervorului de 42 de litri, dar mai avem și o baterie de 13,8 kWh ce se încarcă de pe partea cealaltă, ce oferă o autonomie de până la 62 de km, exclusiv electrică, evident. Stopurile agresive unite de o bandă LED au rămas o caracteristică a lui Hyundai Tucson. La fel și sistemul de deschidere al portbagajului. Dacă stai cu cheia lângă mașină timp de 5 secunde, atunci portbagajul se va deschide. Partea importantă este că poți să și dezactivezi acest sistem ca să nu se deschidă portbagajul la spălătorie sau vezi, Doamne, când ești într-un garaj mai micuț. Deci s-a gândit Hyundai la tot. În funcție de versiune, volumul portbagajului diferă. La versiunea Plug-in Hybrid avem un volum de 558 de litri, care tot este un volum foarte bun pentru o versiune care are o baterie destul de mare. Avem o podea falsă cu câteva spații mici de depozitare, avem o priză de 12V, avem cârlige, avem puncte de ancorare și mai avem un sistem de rabatare al banchetei. Foarte intuitiv. Ai zice că un SUV compact nu are prea multe elemente de confort pe bancheta din spate, dar ia fiți atenți aici. Perdeluțe pentru soare, banchetă încălzită pentru momentele în care e cam frig afară, spătar reglabil al banchetei ca să stai mai drept sau mai pe spate dacă vrei să te odihnești puțin, plăsuțe, climatizare cu gur de ventilație, prize USB-C-uri cu fast charger și sistem de mutare a scaunului pasagerului dacă ai nevoie de mai mult spațiu pentru picioare. Materialele au fost îmbunătățite puțin față de generația pre-facelift, dar la versiunea de top observăm butoanele pentru scaunele electrice cu memorie. Trebuie menționat că ele sunt și încălzite și ventilate. Evident, butoanele pentru geamuri și oglinzi, dar și sistemul de sonorizare cred. Volanul a fost schimbat complet față de generația pre-facelift și nu mai avem emblema Hyundai, avem 4 puncte. 4 puncte în codul morse înseamnă litera H de la Hyundai. Dacă aceste 4 puncte sunt unite de către o dungă, înseamnă că mașina are motor termic. Dacă nu are, înseamnă că este model exclusiv electric, cum am văzut la Ioniq 5 sau Ioniq 6. În stânga aici avem butonul de portbagaj, butonul de rezervor, SRP-ul și frâna de parcare electrică. Ergonomia volanului și a postului de conducere în general sunt unele bune. Volanul se reglează manual, este subțire cu decupaje ca să ții mâna bine pe volan. Scaunele sunt destul de confortabile și au comenzile pentru reglaje aici. Un loc convențional de altfel. Schimbătorul de viteze a fost mutat pe consolă, așa cum s-a întâmplat la multe modele recente Hyundai. Sistemul de climatizare automată a fost și el redesenat. Avem acum rotițe fizice mult mai ergonomice
din punctul meu de vedere, câteva scurtături pentru sistemul de infotainment și multe posibilități de încărcare prin USB-C și 12V. Însă, trebuie menționat că dacă nu vrei să-ți conectezi telefonul la Apple CarPlay și la Android Auto cu fir, apeși pe acest buton și atunci va fi portul doar de încărcare. Pentru cei ce au mers cu celălalt Tucson, cu Tucsonul pre-facelift, observăm că toată consola este complet schimbată. Asta dacă alegeți o versiune care are cu transmisie automată. Avem multe spații de depozitare sub această consolă plutitoară, pe care regăsim modurile de rulare, modurile sistemului hibrid, hill descent control, sistemul de camere 360 de grade, sistemul de încărcare prin inducție, cele două suporturi de pahare și cotiera destul de încăpătoare, mai mult decât suficientă pentru o familie. Dar mai există un spațiu de depozitare în plus, iar acesta se află aici, la scaunul pasagerului, unde poți pune 3 telefoane sau 3 obiecte mai mici așa, care nu vor zbura atunci când călătorești. Indiferent că alegi o versiune termică sau una hibridă, pe echipare de top luxury primești un plafon panoramic cu trapă foarte generos. Pare că și head-up display-ul a fost mărit față de generația trecută. Acum ai informații cu privire la viteză, sisteme de asistență, semne de circulație, media, practic toate informațiile pentru ca tu să nu-ți iei privirea de la drum. Dacă totuși ești nevoit să-ți iei privirea de la drum, observ că ecranele sistemului de infotainment și ale tabloului de bord au fost lipite acum și au crescut în dimensiuni. Informațiile de pe tabloul de bord sunt exact aceleași precum la modelul precedent. Dacă vrei, poți schimba designul schimbând modurile de rulare, însă cireașa de pe tort este aceasta, ce v-am spus mai devreme. În momentul în care semnalizezi, apare unghiul mort în tabloul de bord, dar nu pierzi informațiile cu privire la viteză sau la turația motorului. Din locul șoferului, ai zice că mergi cu o altă mașină complet. Ea a fost antifonată mai bine, bordul s-a schimbat cu totul, volanul este schimbat, schimbătorul numai în același loc. Evoluția se vede, este unul dintre cele mai ample facelift-uri cu care am mers în ultima perioadă și pe bună dreptate. Acum poți să-ți cumperi, dacă vrei, și model plug-in hybrid cu tracțiune față, nu doar integrală, așa cum avem noi aici. Sistemul hibrid are suficientă putere chiar și în modul electric. Știu că poate puterea nu este fantastică, însă ai un cuplu maxim de peste 300 Nm exclusiv electric, care poate să pună în mișcare o mașină de aproape 2 tone, cum este Hyundai Tucson plug-in hybrid. Dacă vrei mai multă putere, fie îi dai un kickdown, fie treci pe modul sport, fie o treci din auto în hibrid și atunci ai toate resursele disponibile la apăsarea pedalei de accelerație. Ceea ce nu s-a schimbat este faptul că Hyundai Tucson a rămas o mașină plăcută la condus din toate punctele de vedere. Pe viraje mașina este mai mult decât stabilă, tracțiunea nu va fi niciodată o problemă pentru că avem sistemul de tracțiune integrală, vizibilitatea este exemplară pentru acest segment. Iar per total, Hyundai Tucson ne convinge de ce a fost cea mai bine vândută mașină din clasa sa în 2022. Suntem convinși că faceliftul va avea un succes cel puțin la fel de mare precum al predecesorului său și dacă vreți să o testați, o găsiți la Țiriac Auto. De la 27.000 de euro pleacă versiunea de bază pe benzină, tracțiune față cu transmisie manuală, iar un luxury plug-in hybrid te poate duce până la 42.000 de euro cu TVA inclus.